În comuna suceveană Adâncata, jumătate din clădirea școlii cu clasele 1-8 este în paragină. Directorul școlii, Ionită Lucian, cel care în 2008 a decis decopertarea școlii, dat fiind faptul că avea promisiuni că unitatea de învățământ va primi fonduri pentru reabilitare, nu este de găsit nici la școală, nici telefonic. Circulă umil, cu o mașină de lux, cu o leafă modestă de profesor. Un corp al unității de învățământ arată ca o ruină, iar lucrările de renovare demarate au fost stopate în 2009 din cauza lipsei de fonduri. Aproximativ 300 de copii vor învăța și în acest an în schimburi și vor fi înghesuiți inclusiv în cancelaria profesorilor și în sala de sport. Până acum 2 ani au fost investiți peste 3 miliarde de lei vechi, însă pentru proiectul de reabilitare al școlii a fost estimată suma de 16 miliarde de lei vechi. Sătenii susțin că o vină în situația în care s-a ajuns cu școala o are directorul școlii care a decis decopertarea unității de învățământ fără a avea banii alocați pentru reabilitare. Mai mult, materialele rezultate din demolarea sobelor din teracotă și acoperișul a ajuns în curțile unor localnici. La mai bine de 3 ani, din corpul școlii acum se văd doar pereții crăpați și infiltrați, iar pe pardosele s-a prins mucegaiul. Pentru a opri ploile și zăpada, conducerea școlii a decis să acopere școala cu nailon, iar tavanul din unele clase nici nu mai există. Mai mult, în loc să acopere clădirea lăsată în bătaia ploii, au fost înlocuite ușile și geamurile vechi cu altele noi de termopan. Din nefericire, cei care au de suferit cel mai mult de pe urma acestei situații sunt copiii care vor să învețe, dar nu au unde. La școala cu clasele 5-8 de la Adâncata, Ioan Băncescu, se derulează un proiect guvernamental. Școala este de 2 ani de zile descoperită. Este o găoașă, este ca un ghetou. Noi nu putem, primăria, interveni pentru că este vorba de un proiect care se derulează prin inspectoratul școlar și Ministerul Învățământului. Și deci primăria nu poate să intervină cu forțe proprii să facă, să reabilităm școala respectivă.